Au miros, dar au culoare. Cel puțin banii europeni care bat în Vrancea, în Portocaliu. Acolo, senatoarea Sorina Plăcintă și-a băgat și sora și fiul în afacerea de milioane de euro. Așa se face că celebrul Andrei Plăcintă a ajuns să-i formeze profesional pe vrâncenii. Mama lui, doamna Plăcintă, nu vede nimic nepotrivit și spune că să atragi banii europeni este chiar o datorie. Peste 4 milioane de euro s-au scurs prin firmele și fundațiile doamnei Sorina Plăcintă în ultimele luni. Totul pentru formarea profesională a vrâncenilor. Iar pentru viitorii angajați cu diplome europene, familia Plăcintă s-a implicat cu mic cu mare. Formator a fost fiul senatoarei PDL, celebrul Andrei Răzvan Plăcintă. Nu sunt o persoană care va face plăturberie sau care este reștitit. Doresc să spun că am o stare materială suficientă și nu este necesar ca eu să-mi însușesc bunurile astea prin corp. Și sora doamnei senator, Mădălina Corcoz, a fost formator, iar majoritatea cursurilor au avut loc în hotelul familiei Fashion Center. Ce a predat el? Păi eu cred că este bine să vă duceți la locul respectiv și să întrebați. Este un tânăr care este major, la 21 de ani, și cred că are tot dreptul să facă ceea ce știe să facă cel mai bine și să comunice și să disemineze și altora. Ceea ce am și făcut. La Focșani, în fieful Plăcintă, acțiunea continuă și acum în forță. La intrarea în hotel, două domnișoare de la un birou știu clar pentru ce am venit. Pentru cursurile ținute de Fundația Zi Deschisă. Adică sunt bani europeni, iar plăcuța cu programul derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale tronează deasupra ușii la intrarea în sediul AJOFM Vrancea. Cursurile practice se fac la fabrica de textile a doamnei Plăcintă, iar teoria în sălile de clasă ale unei post-liceale. Și încă 2 milioane de euro sunt pe drum, proiectele fiind deja aprobate. Iar probabilitatea ca afacerea cu bani europeni să se desfășoare tot în familie este una foarte mare. Sora dumneavoastră și fiul dumneavoastră vor mai fi formatori? Dacă sora mea și fiul meu plus alții îndeplinesc condițiile de eligibilitate din proiecte, eu le urez succes și le urez să aibă parteneri pe măsură. Cu bani dinspre ministerul unei colege de partid, doamna Plăcintă are totuși un mare regret. Doamna Elena Udrea a cerut ca membrii partidului să nu mai facă afaceri cu statul. Atrage fonduri europene, eu nu cred că este o afacere, eu cred că a atrage fonduri europene este o datorie a tuturor și mai ales a politicienilor.